Bună ziua, bine v-am găsit. Azi nu prea aveam chef să filmez, dar am zis, hai să filmez ceva, că na. Să vă arăt ce fac de fapt azi. Fiindcă mai lucrez la vreo câțiva și închei pe ziua de azi. Aici avem o colonie mai frumușică, mai mare. Și ce o să-i fac la ăsta am făcut la tot, și la ea pe două rame, și la ea pe trei rame. Am mai și strâns unde a fost cazul. Și aici strângem dacă e cazul, adică o să strâng dacă văd că nu e ce trebuie pentru mine. Scoatem benzile astea care au fost puse de a testa varoa. Îndepărtăm punga goală care a fost sirop. Îndepărtăm. Așa. Mai aici o punguță cu ceva proteină. O să o dăm înapoi, nu e nicio problemă. Așa. Și acum voi verifica un pic cuibul să vedem ce facem. Strângem. Eu strâng în această perioadă, dacă e nevoie, fiindcă nopțile încă sunt reci. Și totuși aș vrea ca puietul să se extindă. Bun. Aici avea o ramă după diafragmă, să văd dacă mai are miere în ea. Dacă mai este miere în această ramă. Dacă nu este, nu-i nicio problemă. Iată, nu prea mai este, e cam goală. Bine. Asta o lăsăm aici lângă cuib, fiindcă e goală și e foarte bună pentru a extinde cuibul, știu eu, în luna aprilie, undeva. Din 15, nu știu exact, asta vom vedea. Bun. Să vedem dacă această ramă. O să strângem cuibul cu această ramă? Sau nu? Așa. Aceasta are miere pe ea. Și o să o strâng. O să strâng cuibul cu această ramă. Ce înseamnă acest lucru? Că o voi da după diafragmă. Bun, o să o dau după diafragmă în partea opusă, cum ar veni. Bun, deocamdată o scutur de albină. O scuturăm, o să folosim rama mai târziu. O să vă arăt și cum. Bun. Deci, cuibul va rămâne în 5 rame. Strângem foarte, foarte bine. Așa. Și verificăm puietul, prezența puietului. Aici avem ouă. Bun. Dăm o ramă mai încoace. Îi place să tragă la căldură și aceste rame unde mai are încă spațiu de oat, va fi bine dacă strângem bine cuibul. Aici avem și ceva puiet și vedeți că acest spațiu este cam un sfert din ramă. Acesta e motivul pentru care strâng. Acel colț de ramă e motivul
pentru care strâng acum cuibul. Puteți să lăsați și așa, se va extinde albina, dar durează. Dar dacă strângi în 3-4 zile matca va depune ouă. Iată o ramă foarte bună, e goală, este goală, n-are mâncare pe ea, nici în partea stângă, nici în partea dreaptă, dar acest sfert de ramă nu este încă preluată de albină. Odată ce vom strânge, va ocupa și acest sfert de ramă și va lucra pe aceea. Și când o să venim noi peste 2 săptămâni, aproximativ, o să vedem că acolo găsim ouă. Iată acea situație, deci rama aceea, zona aceea este goală. Strângem fără nicio problemă. Iată și pe ultima ramă și vă dați seama că o să fie foarte bine dacă strângem. O să fie foarte bine. Bun, cum faci cu acest lucru? Acum această diafragmă își schimbă poziția, se mută lângă ramă. Așa. Și în spațiul acela gol venim cu o ramă. Iată, venim cu această ramă pe care am scos-o. O să iau cu această rolă și o descăpăcesc. Iar la un moment dat, când va fi nevoie, aceste două rame vor fi cele de extindere, iar dacă mai am loc, să spunem, dacă voi mai avea loc la un moment dat, atunci mai adaug încă două rame cu mâncare. Rame din acestea, cu un kilogram, cu o jumătate de kil de miere, vor fi date albinei. Bun. Următorul lucru ce este important când dați rame, să folosiți o substanță antifungică, antibacteriană, antimucegai. La mine e simplu, e titriu în combinație cu cimbrișor și un pic de lemon gras. Așa. Se pune 4 kg de zahăr într-o găleată de 10 litri, restul apă și se prepară o mixură în felul următor, cu 10 ml titri, 2 ml cimbrișor, ulei esențial de cimbrișor, de titri, și 4 picături de la o pipetă, 4 picături de lemon gras. Acestea se introduc în blender, în 300 de ml de apă, se blendează 5 minute, după care mai adăugați 700 de ml de apă și mai mixați un minut. După care această compoziție toată, un litru, o adăugați la găleata cu sirop pregătită. Bun, asta e substanța care o dau eu pe rame. Acum aici am strâns cu o ramă. Și o să vin cu o ramă cu miere de la rezervă, aduc o ramă de la rezervă. Am adus rama. Ramă de la rezervă cu miere.
pun această ramă cu miere, nu știu, un kilogram jumate cât o avea, o dăm albinei. O dăm cu această rolă, o descăpăcim. E foarte fain că nu strici rama cu această rolă. E un lucru pe care l-am preluat și eu, v-am văzut la alții că e bine și l-am preluat. Așa. Și pe partea opusă. Mai ești ceva păstură pe aici, numai că păstura are acest dezavantaj că mai face mucegai. Și pentru acel mucegai dăm cu soluția antimucegai și antifungic, adică ciuperci și tot ce vrei omoară chitriu. Altfel ne-am putea trezi cu văros, nu? Dacă nu iei aceste măsuri, te poți trezi cu văros, fiindcă vărosul de fapt e mucegai. Bun, iată să vă arăt. Deci în păstură mai e o celulă, 2, 3, 4, 5, care mai prinde un mucegai, a avut o umiditate mai mare. Și atunci venim frumos cu această substanță anti-mucegai, frumos, și rezolvăm problema. Omoară mucegai. Nu știu dacă această substanță este eficientă în a combate vărosul, dar dacă aș avea văros, aș folosi-o. Nu știu dacă e eficient, dar ca prevenție, așa, am văzut în anii trecuți că e foarte bun în combaterea mucegaiului și o folosesc. Bun, am terminat, mierele am dat, să le punem înapoi aceste punguțe, ele sunt ale lor, mai roade ia ceva pe aici, iar această punguță, mi-am dat seama că albina la sirop o găurește și suge dintr-o gaură, dar dacă băgați o substanță mai groasă, albina nu prea interesată să găurească toată punga. Și atunci, iată, această rolă o folosesc de a da peste pungă, da peste pungă și da câteva găuri bune și să văd data viitoare când vin, dacă se apucă să care de acolo. Ce mai dăm? Mai dăm sirop. Acum le dăm de toate. Da, sirop. Dăm sirop. Venim cu o pungă de sirop. Punem aici frumos. Așa. Deci aceeași lucrare fac la toți unde trebuie strâns. Strângem, nu iertăm, nu ne luăm după YouTube că acolo extinde sau nu, nu. Deci dacă ai văzut că albina nu-ți acoperă bine ramele, strângi. Bun, mai am ceva de dat. Să dăm mierea cu apilarnil. Dăm mierea cu apilarnil. De data asta am băgat și lapte praf. Și cred că mai merge făină de soia. Depinde ce le place lor. Dăm așa un pic. Ăsta e doar stimulant, să zicem. Un mic stimulant. De acum o să intre și polen și mai venim și noi cu câte un pic de stimulant să îi creștem, să îi facem mai mari. Un pic mai mari. Bun.
îi pun și aici pe această diafragmă. Așa, acum că mai pică, un pic mai pică, să știți că mai depinde cum îți tremură mâna, îți mai pică și pe fundul stupului, câte un strop, că nu, asta e. Și la punguțe se întâmplă ca albina se roadă un pic mai tare într-o parte și poate să curgă. Bun. Cam atâta fac eu la albinuță. Acum acoperim. Și asta e toată lucrarea. Miere, strâns cuib, sirop, titriul ăla are roșia antivaroa. Deci dacă vă interesați de uleiuri esențiale, o să vedeți că au mai multe beneficii pe care puteți să le folosiți. Bun, cam atât. Asta o să fac și la alt stup. Nu știu, să mai filmez unul. Aș putea. E ziua frumoasă, hai că mai putem să filmăm unul. Dar voi face același lucru. Ce e diferit e probabil mărimea stupului. Ăsta e orizontal, ăla e vertical pe care vreau să-l filmez. Hai să mai filmăm unul. Mai filmăm unul să rămână în arhivă. Așa, cred că e bine. A, 16 minute. Hai că mai filmă. Mie îmi plăcea să mă uit la filmulețe când eram la început. Îmi plăcea să văd totul, de la A la Z, tot ce se întâmplă într-o stupină. Mi-ar fi plăcut să văd cât mai mult material, fiindcă atunci când ai 2-3 stupi, atunci e un pic diferit, fiindcă ai timp mai mult și poți să vizionezi filme. Iată acea situație, aici cât tot 6 rame sunt. Bun, de acum o să-i modificăm un pic structura în funcție de cât albin are pe rame. Așa, să vedem. Astea le voi da eu imediat cu rola și va fi mai bine, zic eu acum. Siropul l-au luat undeva la 2-3 zile. Acum depinde de cantitatea care o dai. O să dai mai mult. Poți să dai mai mult, poți să dai mai puțin. Depinde de situație. Bun. O să vedem ce mai avem nevoie. Venim să mai scoatem o pungă. Îndepărtăm această pungă. Iată, de aici au sorbit doar lichidul. Așa. Ce faceți? Sunteți bine? Probabil dacă au trecut de iarnă, putem considera că e bine. Scoatem acest test. Le punem bine. Pe găleată scrim simplu o travă. Deci scrim o travă pe găleată. Nu cumva. Adică mai umblă soția prin oale și vă dați seama că trebuie pus la o anumită zonă, locuință, ca să fie ferit. Dar știți cum e, se mai întâmplă să dai nas în nas cu o cutie și nu știi ce e în ea. Și atunci dacă folosești așa ceva, mai bine scrii pe el ce e și gata. Bun. Deci o ramă mărginașă, goală, hai să vă arăt, să văd și cât albine sunt pe rame și îi voi decide imediat. Deci, imediat, sper să n-ai băcuit pe aici,
Nu, azi au adus polen, fiind o colonie mai mare, a băgat ea polenul aici, dar eu rama asta nu-mi place aici, eu dau după diafragmă. Cu aceasta nu putem strânge cuibul, fiindcă n-are miere, deci rămâne pur și simplu după diafragmă și să facă albina ce dorește cu acea ramă. Bun. Să văd dacă rama care a fost după diafragmă lăsată până acum are miere. E cam goală. Deci aici o să vin cu două rame de la rezervă. Două rame cu miere. Dar haideți să vedem care e situația. Ca mărime sunt cam aceleași colonii ca și primul. Aceeași lucrare. Aici este un pic mai mult cuiet. Mătcuța e aici. Bun. Am început să mai clozeze ceva albinuțe. Au fost afectați de ger. Vrei, nu vrei, au fost afectați de ger, asta e. Ia să vedem. Oricum, cantitatea de albină care am dat-o dincolo de diafragmă o să vină și acoperă golurile din cuib. Aceasta s-a extins mai tare cu cuietul. Are cui destul de binișor, acum eclozează. Hai că e bine, hai că e bine, dar avem acel spațiu gol a ramei. Cum a avut ea cuibul în partea din față, estimarea care am făcut-o noi, să zicem, mai multă, mai puțină, a dus la o dezvoltare. Deci, dacă vine frigul, albina trebuie să se adune în cuib și face un ghem. Și atunci, dacă nu-i strâns foarte bine, se va dezvolta la un moment dat. Și dacă nu strângem acum noi cuibul, deci dacă nu îl strâng deloc, tot se va dezvolta, dar altfel un pic, într-un ritm mai lent. Bun, mai ridic o ramă. Iată, deci, ăsta mergea strâns chiar cu două rame. Are loc pentru cuiet până la sfârșitul martie are loc. Acum întrebarea vine, dar n-are loc pentru polen? Ba are, fiindcă după diafragme lăsăm rame cu mâncare și în caz că e așa mare ăsta de polen, o influență mare de polen, atunci nu e nicio problemă. Bun, deci am decis, rămânem 4 rame. Iată, asta e diferența. Deci la început păreau uniforme, această colonie părea cam la fel cu aceea, dar iată că nu e așa. Și să vedem dacă pe ultima ramă avem miere, da, iată, aici avem miere. Bun, așa arată o ramă cu miere. Deci degeaba avem noi miere multă în stup, dacă nu e unde trebuie, da? Așa. Bun. Deci asta e rama care o descăpăcesc și o dau după diafragmă. Așa. Bun, trecem la descăpăci. Frumos cu rola. Putem descăpăci toată suprafața, fiindcă nu curge din ramă, că doar înțepie căpăcelele, nu le iei, și atunci nu curge din ramă mierea, să zici că e o problemă, dar e ca și când ar fi
pânzăre necăpăcită. Bun? Deci am strâns pe 4 rame. Sunt sigur că sunt apicultori care au stupi așa că trebuie să-i strângi. Asta dacă vrei să-i strângi, că dacă vrei mai mult puiet. Aici o să câștig foarte mult puiet și asta în 2 săptămâni după această lucrare. Aici, în centrul țării, este fenomenal să ai colonii acum, așa, mai bunicele. Să ai și ceva puiet, să mai dea și un pic căldura. Că puietul este echivalent cu căldura, cu hrana care are albina la dispoziție. Iată așa. Foarte, foarte fain. Am vrea și noi acum să extindem pe 10 rame, da? Nu, nu. Ar fi o greșeală. Ar fi o greșeală, să zicem așa. Cel puțin așa știu, așa am văzut la mine, că ar fi o greșeală, da. Bun, deci aici pe rama aceasta avem albina, cât să mai acopere ea din cuib, da? Și aici venim cu o ramă de la rezervă. Bun, aducem rama de la rezervă, iată aici, ăsta e mai boier. Aici avem 2,5 kg de miere. Mai primit și după diafragma cealaltă, deci o să aibă miere să se dezvolte liniștit, fără probleme. Aici văd că are și păstură, ăsta. Stai numai bun. Pe casa albinuțelor de aici, că vă înțăp. Acum și eu am ace. Da. Așa, și trecem și pe următoarea parte. Avem ceva miere. Să dezvoltăm stupii, da? Dăm noi siropul ăla, apăcioară, 1 la 1 sau cum îl face fiecare, dar mierea-i baza, eu așa știu acum. Mierea-i baza, deci să dai miere concentrată în această perioadă, albina doar o ia în gușă și o bagă un pic de apă în ea și a plecat la zbor. Gata. Asta a fost tot. Miere ați primit. Ramile astea goale, sunt numai bune pentru dat la oat. Dar mai așteptăm să se umple bine rama, da? Bun, următorul lucru. Ia să înțăp eu aceste pungi. Așa fain de înțapă. Numai bine. Punem aici. Bun. Și tu treci aici, mai e aici un pic, îl punem și pe ăsta, dăm cu rola prin pungă, gata, bun, și venim cu sirop. Cu
sticluță cu sirop. Hai fumul, hai, activează-te un pic. Așa. Avem și siropul. Activăm un pic fumul și să venim și cu... Să venim și cu mierea, cu apilarnir și cu toate bunătățile, da? Adică tot miere, dar adăugat un pic de proteină. Deci atacăm albinele cu hrană de peste tot. Miere, proteină, sirop, pentru apă dăm siropul. Ăsta ce dau cu lingura e stimulare. Și așa. O să vi se pară că e mult, dar nu e chiar așa mult, fiindcă toate s-au obținute de la albine, în afară de laptele praf, de uleiurile esențiale. În rest, avem de la albinuțe miere și apilarnil. Am mai putea adăuga și polen, dar altă dată. Bun, cam atât. Cam atât pentru ziua de azi. Cred că a fost un film bun. Cam asta fac. E mai mult pentru a vedea. Încă nu știu câți aveți posibilitatea. Începătorii nu au rame cu miere, de obicei. Știu, asta e o problemă când ești începător, dar poți să pui sirop fără probleme. Mierea este un plus. Când ești cu 2-3 familii, mai greu cu ramele cu miere, te bucuri la un borcan de miere, nu? Asta e diferența când mai avansezi un pic cu albinele față de când ești la început. Acum știu și eu prima dată. Știu și eu că prima dată, în primul an, am avut un borcan de miere de la 3 colonii. Așa că înțeleg foarte bine situația. Dar puteți să dați sirop fără probleme. Bun, cam atât. Iată, am făcut 32 de minute. Până data viitoare, numai bine!